Mergem să le spunem la revedere familiei de români. Se întorc în România. Am ajuns la nebunii ăștia frumoși. Lasă doar nebuni. Frumoși, frumoși. Frumoși eram acum 30 de ani, acum am împătrânit. Unde vedeți mașina aia gri pe dreapta, acolo în fața e marea, adică mai puțin, oceanul. Mai puțin de 200 de metri. 150 de metri. Da. Foarte tare, mă bucur că au venit nebunii ăștia și că sunt mai mulți români și că uitați ce frumusețe sunt deja bucuroșii proprietarii ai acestei case. Este o casă bătrânească, ca să spun așa, pentru că... e construită după 2000, 2006 apar în acte. Bine, dar cred că au construit-o niște bătrâni și da, stil bătrânesc. Ca idee bătrânească. Dar terenul a fost luat în 90, când s-a parcelat de pe urma... Scuză-mă, deci e genial, deci rozul pe galben, uh-huh, pe verde... Da. Stai să vezi când o fi alb cu albastru, când o fi vopsit. Mai durează un pic. Și Dumnezeu a creat lumea în 7 zile. Mai durează un pic. Haideți să vă dau o tură să vă arătăm. Îl salutăm pe Inu. Salutare, Inu. Hai, noroc să treci. Alt drum în frumos. Ia uitați, aceasta este curtea. Ce teren e, Cristi, aici? 30 deschidere cu 15 adâncime. 450 de metri. 450 de metri. Casa asta cam câți metri are, știi? 60, amprentă, fără bucătărie, 75, fără terasă, 75 fără terasă. Aha. Bun. Conform bânința. Așa. Are această terasă. Această terasă este tipic statului Bahia, o zonă unde suntem, pentru că e... Na, foarte mult soare. Foarte mult și soare și ploaie, și da, pentru ploaie e chestia asta. Iarna ploaie, vara soare. Exact. Și atunci să stai la măsuț afară, că temperatura îți permite. Ce? Temperatura, nu, suntem în iarnă. Exact. Cum vie? Suntem la sfârșit de toamnă. Da, da. Peste o lună vine iarna. Noi ne pregăteam cu sănii și cu... Cum te simți, Cristi? Spune și mie, cum te simți? Ca nou proprietar al unei case în Brazilia, frate. Băi, mă simt foarte bine și surpriza pe care am avut-o aici a fost următoarea. Am umblat prin multe țări. Am umblat prin Irlanda, în Islanda, Norvegia și experiențele mele cu români au fost devastatoare. Asta este o surpriză foarte mișto. Cu românii din afară. Cu românii din afară, exact. Adică e vorba aia, ca românul nu-i niciunul. Unde-s doi, ți-o trage unul, să nu spun altfel. Da. Însă aici, frate, când am zis am nevoie de ceva, au sărit 5 din cei 4 care erau. Când am vrut nu știu ce să mă duc la Ileu să duc o hârtie, stai că vine Florica, stai că vine azi. Deci aici a fost un ajutor total din partea tuturor. Iar cine n-a putut să te ajute, nu te-a încurcat. Ceea ce este foarte important. Da, să știi că ăsta e un lucru foarte important. Cristi spune un mare adevăr. Exact. Dacă nu ajuți, măcar nu încurca, frate, nu te băga. Aici n-am fost încurcat de către nimeni. Da. Dimpotrivă, am fost ajutat 100%. Suport 100%. Cristi? Fratele Cristi, mă bucur foarte mult. Știi de ce? Pentru că e mișto să fie aici pe plajă, nu știu ce, stai pe plajă și la un moment dat zici, mă duc pe la Cristi. Exact. Și să fim conjurat de o gașcă de calitate. Da. Am spus întotdeauna, când am dat de băut de casă nouă, am zis să chemăm Timu. N-am spus să chemăm pe România de acolo, să chemăm Timu. Eu așa am denumit, este un team. Aici este o echipă. Da. Aici este o echipă, nu este un, stai că vine Gigel, vine Costel, vine Popică. Nu, vine echipa. Că echipa a contribuit. Despre asta e vorba aici. Asta era ceea ce v-am spus. Cum să nu-ți placă, mă, de băiatul ăsta? Uitați ce frumos vorbește. Hai să dăm o tură la casă. Te rog. Merg în spatele tău să fac pe ghid. Da. Aici e intrarea principală, în stânga. În stânga. Aici. Stânga. Asta e intrarea principală, poarta. Da. Pe aici se intră cu mașina, pe aici se intră în casa de jos. Da. La parter. Grădina arată acum, cum arată. Cum a fost, o să vedeți. Aici intrăm în sufragerie, nu există hol. Asta e zona, așa e modelul. Da, e un fel de living exact. Hall. Să nu-i sperie culorile, că va fi totul alb. Da. Într-o lună va dispărea toată... Păi nu, Cristi a cumpărat, deci au cumpărat aici. Vopselurile, alb. Tot ce este alb. Așa. Intră, aici sunt dormitoarele. Primul dormitor. Da, gratiile astea mi se par odioase, Cristi.
Sunt odioase, dar așa se poartă, văd aici, neavând geam. Corect, așa e, da. Neavând geamuri, că aici au doar obloane. Chiar nu au geamuri, da. Da. Păi dar nu au geamuri, da. Au obloane și atunci au pus gratile în paralel cu plasa. Exact, în locul geamurilor vin gratile, de fapt. Delicvență nu există. Nu. De aproape 4 luni de când suntem noi aici, nici măcar nu m-am brâncit vreunul. Nu a țipat la mine. Deci nu există delicvență, clar. Asta este... Cel puțin din punctul meu de vedere, raportat că lumea poate fi indusă în ora, nu că nu există, că s-au întâmplat ieri să împușcă ăștia pe aici, nu, nu, raportat la mine, spun. Da. Nu știu ce se întâmplă dincolo, dar aici în sătuc este... Noi atât timp când ne păstrăm în pătrățica noastră și urmăm anumite reguli, pentru că Brazilia este o țară care se ia cu instrucțiuni. Dacă te ții de acele instrucțiuni, e foarte ok. Și stai în pătrățica ta și îți aplici regulile de bun simț pe care le ai tu. Exact. Corect. Exact. Corect. Hai să continuăm. Aici, al doilea dormitor, comparabil ca și dimensiuni, comparabil ca și așezare, comparabil ca tot. Oare câți metri pătrați? Cred că e un 3x4, așa ceva de genul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha, nu mergi faianțe, da? 12, 13, 13, 20, 2, 60, pe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pe 2, 70. Ce are, mă, român? 2, 60. Păi nu merg dimensiunea. Am măsurat la ochi. Gresie. Păi da, 260 pe 27. Matematică cu ochiul, gata. A pătrat. Dat pătrat. A dat pătrat. Câți metri pătrați? Deci nu ai voie de mai mult. Da. A, așa. Aici este suita. Adică. Aha, aici e un fel de garsonieră. Un fel de garsonieră. În care poți să o închizi, să intri prin exterior, aha, să fie o cameră de sine stătătoare, sau poți să închizi ușa de exterior, să intri prin exterior. A, ați luat și pată? Da. Asta este patul. Mamă! Cât asta pe? 600, 450 de lei, 100 de euro. În România se vorbește de euro. Și fie la ușa asta deschisă și faci al treilea dormitor. Ori o garsonieră, ori al treilea dormitor al casei. Da. Aici baia, totul este încă în proces de curățare, în proces de igienizare, în proces de vopsire, în proces... Deci așa arată după urma multe proprietăți. Vă arătăm exact, exact realitatea. Cum e? Ia, nu, cum au... nu mi-asum calitatea finisajelor, a pereților, pentru clar, nu, este ceea ce au cumpărat. Aici... Aici ajungem pe partea cealaltă. Aici e o ușă. Ajungem pe partea cealaltă. A, ajungem pe partea cealaltă. Hai, în continuare. Continuăm pe aici. Din Livi, intrăm în baia parterului, care arată într-un mare fel. Dar sperăm că cu puțină străduință să iasă un pic mai bine. Da. Miză. Ia aici pe bucătăria. Unde masa este masterpiece-ul zonei. Da, e... Deci această masă este dintr-un lemn masiv, are... Cred că are o tonă. Da, nici nu poate fi ridicată. Are, cred că peste... Are peste 100 de kg. 100 de kg, da, ceva de genul, am zis că e extrem de greu. Nu, este extrem de greu, e o piatră. E piatră, chiar. După asta ai cumpărat-o. N-ai luat-o cu casa. A luat-o cu casa, a cumpărat-o cu casa. Da. Că a avut grijă proprietarea asta să-și ia și cuire din pereți. Am înțeles, da, se vede. Poți să le arăți, uite aici. Aici au fost niște răfturețe și cuile din pereți. Da, și-a luat tot. Aici la bucătărie mai clar. Bă, totuși te-au lăsat prizele, întrerupătoarele, deci da, așa pe care le schimb eu pe astea, pentru că sunt groaznice. Aici, altă... Gaură și dibluurile. Păi da, uite, vezi, ai spațiu plin între găuri, mă, Cristi, mă. Nu te mai plânge, chiar atât. Uite, ăsta e plin. Corect, și în spatele găurii mai e iar ceva plin. Da. Am luat aragaz. Am luat aragaz. Aceasta ar fi bucătăria. E o bucătărie foarte mare. Este imensă. Așa. Stâlpi de rezistență metalici. Ceea ce conferă o super rezistență. Și pe aici ieșim, avem așa ca un fel de spălătorie, nu? Exact. Aici este dușul și toaleta din curte. Când vii de la plajă, când stai la o bere seara, nu intri în casă să-ți faci treburile, te duci afară în curte. Acolo la dușul îl vom anula și va fi mașina de spălat. Aha, aici avem. Uite, aici probabil se va agăța oarecum, se va alimenta de undeva. Da. Aici este WC-ul de serviciu, care este foarte... Care poți să intri. Duș, da, și cu un duș. A, e și un duș aici, ia uite. Vii de la plajă plin de nisip, nu-i casă. Exact. Aici asta este un cacao, un cacao. Un cacao. N-are încă fructe, că e iarnă. Orgia. Aici avem o limă.
un pom limă, lămâile acelea mici și verzi, parfumate. Asta este un avocado, care, repet, e iarna. Da. Aici avem un viitor cocos. Da. A pornit dintr-o nucă de cocos. Aici este un mango. Deci ce frumos e când auzi românii. Aici avem un mango, aici avem un cocos. Aici un palmier. Un palmier. Cocos. Cocos care chiar are nuci. Trebuie curățat. Luni va fi curățat și ăsta. Vine un nene care se poate cocoța. Uite și acești palmier palmă, cum se numesc. Da, da. Sunt superbi aceste plante care vin așa doar într-un singur plan. Încă un mango uriaș. A, da, acesta este un mango. Aha. Cocos. Palmier. Și în rest, copăcei ornamentali. Și am revenit la... avem și aici cuptorașul. Da. Foarte frumos. Și acum pe partea cealaltă, pe unde ați intrat, colțul din dreapta, alți pomișori ornamentali, încă un mango, încă un cocos. Superb. Încă un mango acolo pe colțul stânga. Și acest palmier pe care probabil îl știți, care este într-un singur plan, cum vă ziceam. Este foarte mișto. Ăsta micuțul e în creștere, cel din spatele tău. Același model de palmier. Da. Care un pui. Iar acum mergem spre ultima cameră. Sus este etajul pe care se urcă pe aici, dar n-am cheile să vă arăt. Dușul de exterior din față. Da, e superb. E, deja zici că intri în lumea lui Nemo. Asta e fragil, asta vine cu voi. Iar aici camera din spatele casei, e încă o cameră, probabil pentru cei care, nu știu, care au grijă de casă, administrator, habar n-am. Aici este foarte mult de lucru. Se văd firele, instalația electrică este la pământ. La pământ. Aha. Este o ruină, cum a zis nenea care ne ajută. Aici este o bucătărie, hol de toate. Iar aici este camera principală, unde sus, în locul acelui geam, vom pune unul dublu, chiar mai mare decât dublu. Aha. Că nu ai aer. Acest geam este 60x60, va fi un 1x120 wide. Da. Stântii. E tot, mai ai o cameră, totuși, ca un fel de depozit. Exact. Da. Poți să faci depozit, poți să faci gen de garaj, poți să faci atelier, poți să faci 7000 de moduri. Da, dar e foarte bună de altfel. Da. Da. Doar că instalația electrică acum se lucrează la ea, bine, sperăm să o termine. Dușurile fiind pe curent, niciunul nu avea împământare, s-a bătut să vâște împământare ca să avem... Aha. Să nu ni se salte părul cap la duș. Da, da. Avem și o băiță. Hai să zicem că o vedem așa, un pic să nu intrăm, că e... Da. Asta e băița, pe aici se intră. Da. Hai că dau băi, nu duci lips. Nu, 4. 4. 4 numai la parter. Nu, 3 plus 1 sus. A. 3 plus 1 sus. Mai trebuie. Baia din suită, baia din principal, asta a treia și cea de sus a patra. Da. Ușa asta care va trebui schimbată, dar... Da, avem 5 zile de când suntem... Da, și pe aici intrăm înapoi în... Exact. Avem 5 zile de când suntem în casă și în 5 zile zic că s-au făcut atâtea. O să s-au făcut. Da. Aici încă un depozit mic ca orice spațiu de sub scară, în care poți să ții niște scule de grădinărit, poți să ții niște un aparat de poate, iarba. Această casă ușor poate fi transformată în două proprietăți, în două apartamente. Este lângă plajă, vorba aia, să poate și trăi frumos și prietenii chiria, care și vor să vină la noi vor avea unde să găsească o cazare, exact. O cameră, un pat, o chiuvetă și atât, că în rest... Exact. Oamenii ăștia trebuie să plece pentru că ei fug repede înspre România. Iar eu trebuie să fug pentru că trebuie să pescuiesc copiii, începe petrecerea anei, începe, vom fi în live. Fiecare cu petrecerea fiecare lui, cu petrecerea el cu copilul lui, da. Eu cu ataromului, așa cum v-am spus și acum două zile. Eu le urez la acești oameni drum bun și aștept cu mare drag înapoi. Revenim, după ce facem o incursiune prin Europa, revenim. Păi, Europa, Europa, trebuie nu. Trebuie să ducem copilul la școală. Copilul la școală, alte exact. Trebuie. Ia zi, ce va deveni această casă? O să devină cea mai vilă din zona asta. E superbă. Cea mai vilă din zona asta? Da. Bravo! Ilenuș! Ilenuș? Nu eram aici. Nu era aici, două cuvinte că închidem. Abia așteptăm să revenim și să terminăm proiectul. Te pupăm. Și eu pe după proiectul. Ce lăsăm copilul la școală, în august venim în coace. Ei sunt, așa să văd, ei sunt...
primii nebuni. Primii nebuni frumoși care au venit aici în Brazilia. Deci după voi. După voi. Vă mulțumim. În urma, vlogurilor voastre. Vlogurile voastre ne-au inspirat. Poți să suntem aici. Sunteți fericiți? Da. Dai-vă să nu fii. V-am pupat. Serios. Și noi. Pa. Ciao.